Domnilor, suntem aici la casa lui, mai aproape, îl căutăm și noi pe Liviu Rebreanu. Deci suntem la casa Liviu Rebreanu, în județul Bistrița Năsăud. Aici a trăit și a creat. Liviu a creat. Da, domne. Deci, bună ziua, dumneavoastră sunteți aici. Sunt un localnic, după cum vedeți, cresc dude. Așa. Și vreau, ce? Vreau să vă fiu și o copilă mele cu fiecare. Îți este un om. Cine crezi că l-a inspirat de mare? Pământul lui. Deci ce a scris, vreau să știu. Nu știu ce pământul lui. Așa, deci, bună ziua. Bună ziua. Unde uita, vreau să o grăb. Vreau să sunteți băștinași de aici? Sunt băștinași. Da? Așa. Deci, dacă sunteți băștinași, dumneavoastră puteți să-mi spuneți și mie ce a compus, ce a creat? Păi, dar știi că îți putea povece, Ivenea? A, Ione! Ce-a scrie Ione? Amara, mai părăsită, ce-a scrie Amara? Veniți o furtună! Moromeții. De ce l-a spus Moromeții? Și puteți să-mi spuneți ceva din Moromeții? Ce ați reținut dumneavoastră din Moromeții? Deci, citez. Am încheiat citat. Moromeții a scris, da? Da. Vezi, am băgat mult din ea, mă, spuneai că... Păi v-am spus mai devreme. O știți pe asta, nu? Replica aia celebră. Din... Moromeții. Hai să vedem. Stați puțin, că avem ceva acolo. Filma șoferul. Filma șoferul. Nou look. Mare. Uite, casa e închisă, deci nu e acasă. Deci, e la munca. Câmpului, o alfetă! Depășește. Nu, fă-l! Woo!